Deschideți Cuvântul Dumnezeu împreună cu mine la 1 Corinteni, la prima epistolă către Corinteni, începând deci la capitolul 1, vom citi versetul 17 și 18. 1 Corinteni, capitolul 1, 17 și 18. Cuvântul spune așa. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să personalizez ultima parte din versetul 18. Și să spui împreună cu mine, și în loc de noi spun, spune mine. Da? Pentru mine, care sunt pe calea mântuirii. Evanghelia lui Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu. Amin. Pentru cei care s-au trezit, vom repeta din nou. Pentru mine, care sunt pe calea mântuirii. Evanghelia lui Isus Hristos, lui Iisus Hristos. Este, puterea lui este puterea lui Dumnezeu. Amin. 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 Mult mai bine. Uh, mesajul din această dimineață l-am intitulat Evanghelia este putere sau nebunie. Evanghelia este putere sau nebunie. Vedeți, trăim în vremuri în care am observat lucrul acesta prin a analiza diferite lucrări, diferite mesaje, diferiți predicatori, diferiți credincioși. Am observat că există o plictisire cu privire la Evanghelie. Biserica s-a plictisit de Evanghelie. Și biserica a început să caute alte preocupări sau alte căi de a ajunge undeva unde Dumnezeu a promis, dar nu pe calea pe care ei au ales-o. De deci, aceea este foarte important, atât pentru mine cât și pentru tine, pentru noi ca biserică și pentru cei care ne urmăresc, este important să știi ce anume este în viața ta ca nucleu al vieții tale spirituale. Vedeți, uitându-ne la Evanghelia lui Iisus Hristos, putem să o privim din, din unghiuri diferite. Dacă m-aș rezuma la trei unghiuri diferite, ar arăta așa. Dacă, dacă credincioșii care înțeleg Evanghelia se uită la Evanghelie, ei vor vedea puterea lui Dumnezeu și vom vedea de ce. Dar și lumea se uită la... Evanghelia lui Iisus Hristos și se uită la ea și ei la același lucru ca și cei care cred că este puterea lui Dumnezeu și pentru ei Evanghelia este nebunie. Dar mai sunt unii credincioși care stau la mijloc și văd de o parte puterea lui Dumnezeu și o parte nebunie. Lucrul acesta vreau să te urmărească în această dimineață, pe parcursul acestui mesaj. Din ce unghi privește Evanghelia? De aceea vei avea parte. Dacă te uiți la Evanghelie și crezi că acolo este puterea lui Dumnezeu, vei avea parte de puterea lui Dumnezeu. Dacă este nebunie, rezultatul va fi lucruri nebunești în viața ta. Și nebunia definită de Scriptură nu este acel om care merge pe stradă, vorbește de unul singur strânge frunze considerând că sunt dolari. Nebunia din conceptul Scripturii, nebunia este oameni care nu vor să aibă de face cu Dumnezeu. Oameni care și aleg calea lor proprie să meargă prin forțe proprii în această viață. N-au nevoie de Dumnezeu. Și când te gândești că sunt credincioși care se uită la ambele, se uită din ambele unghiuri, aleg să aibă partea de putere al Dumnezeu ca să scape de iad, și aleg să lucreze și să lupte în viața asta prin forțe proprii ca să-și rezolvi viața. Astăzi, provocarea mea, în această dimineață, nu este o provocare doar pentru ziua aceasta, este o provocare pentru întreaga ta viață. Ce anume reprezintă pentru tine Evanghelia? Vedeți, Pavel. Nu-i păsa de botezuri. De ce? Botezuri contorizai câți i-ai adus în biserică. Pentru Pavel lucrul acesta nu era prioritatea vieții lui. El spune că pe el l-a chemat Hristos să propovăduiască Evanghelia. Ce reprezintă pentru tine Evanghelia? Când te gândești la Evanghelie, care este primul lucru care ți-e -ți vine în cap? Cum anume definește Evanghelia? Pentru că, vedeți, noi trebuie să înțelegem că avem un anumit fel de a funcționa. În primul rând, gândim. Eu știu că lucrul ăsta este străin pentru pocăiți. Dar trebuie să înțelegem, pocăiții trebuie să gândească. Amin? Amin? Amin. Mai țineți minte mesajul. Dumnezeu ne-a dat creier. Folosește-l. De multe ori observ credincioși că au creier și nu-l nu folosesc, și de la unii care ai pretenție. Dumnezeu ne-a dat creier. Informația, cuvântul vine prin creier. Dacă n-ai să înțelegi, n-ai să poți simți așa cum aștepți să simți. Omul gândește în conformitate cu gândirea lui, va simți și în conformitate cu sentimentele lui va acționa. Sunt oameni care renunță. Renunță să mai meargă cu Domnul. Renunță să mai lucreze pentru Domnul. Renunță la biserică. Renunță la nu știu ce. De ce? Pentru că ei se simt cumva. Ne băgați în seamă, lipsiți de importanță, că Dumnezeu nu mai este cu ei. Cum te simți tu? Te simți așa pentru că gândești într-un anumit fel care generează acel sentiment. Dacă ai fi convins, nu să știi, să fii convins că Dumnezeu nu-i părăsește pe cei pe care i-a ales și i-a răscumpărat și i-a spălat prin sângele Domnului. El nu-i părăsește. Nimeni nu ne va putea smulge din mâna lui Dumnezeu. Nimeni nu ne va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Când, când lucrurile astea sunt bine întipărite în mintea ta, sunt clare, ai convingeri clare, știi pentru că este scris, vei simți așa. Mai țineți minte ce înseamnă să fii încălțat cu Evanghelia Păcii? Înseamnă ca mintea ta să fie strânsă cu cingătoarea adevărului. Și cingătoarea adevărului îți ține mintea sub controlul adevărului Lăsând ca adevărul să pătrundă în inimă, și când știi cine ești, că ești neprehănit în Hristos, tu umbli într-o Evanghelie ha? Păci Ai pace când știi că Isus te iubește. Ai pace când știi că trebuie să-i câștigi dragostea Domnului. Când te rogi, Doamne, sunt un păcătos. Nu? Problema mea cea mai mare este când ne aud pe credincioși rugându-se, Doamne, sunt un păcătos. Și îi spun, nu, tu ești sfânt. Câtă libertate ai să, să spui despre tine acum, să te ridici înaintea Domnului și să spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt sfânt. Și de ce nu ai libertate? Pentru că ești convins că statutul, identitatea ta stă în ceea ce faci tu, nu în ce a făcut Hristos pentru tine. Asta este scris aici, oameni muri. Suntem considerați drepți, neprihăniți, nu prin faptele noastre, și prin jertfa lui Hristos de la cruce. Și niciodată nu vom putea câștiga acea nepricănire în fața lui Dumnezeu prin acțiunile noastre. Niciodată. De aceea din nou și din nou evrei aduceau jerfe, mielul. De ce? Pentru că aveau legea clară și vreau să vă spun acum, cunoscându-i în persoană timp de 10 zile, am stat și am văzut. Doamne, ai milă de pocăiți! De deci suntem atât de departe, ei chiar strecoară țară. Și adevărat înghit Camila. Dar chiar sunt atât de consecvenți, de perseverenți. Îi vezi cum îmi zicea acel evreu care nu era mesianic, nu era mesianic, era evreu evreu, că a citit Sfânta Scriptură de la cap la coadă de patru ori cu fiecare copil al său. un evreu care nu crede în Isus. Eu știu că ar trebui să te uiți că ți-a căzut telefonul, pixul, pe jos, că ia să mai citim odată versetul cu care a început. Când te uiți la consecvența lor, e important să citim Scriptura. E important să ne rugăm. Aia ne ține mintea strânsă de cingătoare adevărului. Dar, dar, nu te duce în cer. Nu te duce în cer. Credința în Domnul nostru Isus Hristos mă duce în cer. Bun, ne întoarcem la acea definiție. V-am dat timp ca să vă gândiți, să vă definiți ce înseamnă Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Cum definește Evanghelia ca să poată să fie puterea lui Dumnezeu? Vedeți, de multe ori ne gândim la Evanghelie, vestea cea bună că Isus ne-a salvat de iad. Amin. Dar e un unghi. Hai să citim încă o dată. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17. De fapt, Hristos nu m-a trimis, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propodesc Evanghelia. Și îmi place că specifică, nu cu înțelepciunea vorbirii. Dacă Pavel spune că poți predica Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii, înseamnă că se poate întâmpla și așa, nu? Înțelepciunea vorbirii. Gândește la un cuvânt, la înțelepciunea vorbirii. Cum ai putea defini acest cuvânt, înțelepciunea vorbirii? Apologetică. Apologetică. Predicarea Evangheliei nu este apologetică. Ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, Vedeți, în momentul când ne alegem o cale de a prezenta un mesaj pe care Domnul ne-l dă, o cale a noastră de a prezenta mesajul lui, crucea lui Hristos este făcută zadarnică. Adică nu-și mai împlinește scopul. Și uitați cum continuă, fiindcă propovăduirea crucii, el este chemat să predice Evanghelia, adică crucea. Ce înseamnă Evanghelia? Înseamnă mesajul crucii lui Iisus Hristos, punct. Asta înseamnă, de aia este putere. Și acum să ne întoarcem un în unghiul acela din care privește lumea și să uită lumea la acest mesaj în care noi vorbim de un om care a murit acum 2000 de ani, care este Fiul lui Dumnezeu, dar de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu? Nu e o întrebare care și-o pun doar cei din lume și-au pus-o evreii. Cum adică Fiul Dumnezeu să moară? El trebuia să vină în glorie, să-i căsăpească pe romani, să-i dea în freză lui Nero, să schimbe guvernul. Apropo de rugăciunea care s-a făcut mai devreme, e bine să ținem piept și să ne apărăm drepturile. N-am nimic cu ai și în stradă, dar dar, dragii mei, frații ăia care totuși a străit în anii 90, 91, 92, 93, când minerii ne băteau pe străzi, în perioada aceea biserica creștea cel mai mult. Nu vorbim de perioada comunistă, vorbim de începuturile democrației în România. Corupția, oh, oh, oh acum zici că e corupție? Nu știi ce e aia corupție dacă nu ai fost atunci în anii 90, 91, 92, 93 stăteau cu facturierul, mi-aduc aminte, la marginea de drum, facturier, fals. Nu-i nu lua nimeni. Așa cum astăzi nu le ia pe prostituate, așa, băia, nu-i lua nimeni. Ce factură! Ce marfă pe stoc! Mi-aduc aminte că se făceau vânzări pentru cei care au vândut sub aceeași factură, vindeai nu știu câte tranzacții îți umpleai stocul pe aceeași factură. Banii, dacă mâinea îi avea așa, astăzi îi avea așa și însemna o anumită sumă că îți puteai lua mașină, în două, trei luni era posibil ca să-ți cumperi două pungi de semințe. Inflația era acasă. Să spui ceva de domnul președinte de atunci, te rezolva minerul imediat. Imediat îți băga o mașină de tipări banii la sediu. Și ce se întâmpla cu biserica? Ieșea în stradă? Da, fraților, ieșea în stradă. Să predice Evanghelia. Oamenii erau mântuiți, erau vindecați, erau eliberați, erau stadioanele pline, oamenii îl căutau pe Domnul, biserica se ruga. E bine să ai o țară, o țară reformată din punct de vedere politic și economic, dar chemarea noastră este să predicăm Evanghelia. Și aud credincioși care pledează pentru a ieși în stradă și a milita pentru legi corecte, dar nu asta, e, nu asta este chemarea noastră. Înțelegeți că nu asta este chemarea noastră? Nu sunteți convinși. V-a spălat creierul cu televizorul. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Să ieșim și să facem un loc să hai să venim împreună și să ne rugăm ca Domnul să salveze cât mai, cât mai poate. Cât se mai poate din țara asta să oamenii să fie salvați. Asta e chemarea noastră. În timpul lui Nero, când ăsta ardea creștinii pe bandă rulantă în Roma, Pavel îi spune lui Timotei, le, le spune la Tessalonian, zice, rugați-vă pentru împărați. De ce? Ca să aveți pace, să puteți vesti Evanghelia. Ce evanghelie? Ce evanghelie? Pentru unii este o nebunie, chiar și păcăiții. Nu mai are putere. Și atunci ne trebuie forță proprie, cale proprie. Noi credem că vom rezolva ceva? Noi credem că vom rezolva ceva? Răspunsul în această națiune este o lege corectă? Sau un Dumnezeu care se arată în slavă? Nu uitați că vestul se bucură de o democrație extraordinară pentru că cândva niște oameni au venit doar cu scriptura. Doar cu scriptura. Predicând evanghelia și evanghelia reformând în Boston, că tot avem această imagine cu George Whitfield, în Boston se spunea că după evanghelizările pe care le-a făcut acest om care de ce a ajuns să predice, a fost primul evanghelist după sute de ani. Primul predicator care a ieșit în stradă. De acolo a început evangelizarea în stradă, în parcuri. De la el. De ce? Pentru că comitetul l-a dat afară. A predicat și a deranjat pe unii din biserică. Și a zis, astăzi nu mai poți veni la noi la biserică. Se duce după masă în altă biserică, unde era invitat, predică după ce se termină predica, îl cheamă astăzi nici la noi. Și ajunsese într-un fel în care drumul lui se îngusta și a zis dacă nu mai am loc în nicio biserică, mă duc să predic Evanghelia, pentru că eu sunt chemat să predic Evanghelia. Și așa a ajuns pe străzi de s-au zeci de mii de oameni. Și în timp ce zecile de mii de oameni se întorceau la Domnul, comitetele se plănuiau cum anume să ajungă acolo în timpul predicării să arunce cu ouă în el, cu roșii, în timpul predicării. Și el spune într-o carte care mie mi-a reformat gândirea și viața și zice atunci am înțeles slujirea Domnului și Mântuitorului meu Iisus Hristos. Că cel n-a pătimit din partea curvarilor, bețivilor, vameșilor și apăcătășilor. Cel a păcătoșilor. Și l-a pătimit din partea unui sistem religios. Oamenii cu Biblia în brațe s-au ridicat împotrivă, spune într-o biografie a sa, că în timpul predicării sale, atât de mult s-au înjosit cei cu scriptura mâini, care nu făceau compromis, îl considerau că se îmbracă extravagant, la modă, chiar dacă vouă vă va părea că nu e. Dar despre a, așa discutau despre el, că se îmbracă extravagant, că lucruri se întâmplau ciudate în timpul slujirii, oamenii cădeau, picau, unii făceau spume, țipau și îl predicau în putere. Ce au făcut acești oameni? S-au dus în timpul predicii sale la, la și făcuse un pupitru acolo și în timpul predicii sale un mare prezbiter din orașul acela se urinează în public peste el. Vedeți unde duce nebunia. Oamenii aceia care curveau pentru că de au lăsat pietrele în jos. Erau gata să omoare pe cineva și Iisus zice, cine nu are păcat să arunce. Credeți că aveau păcățele de-alea? Cineva spunea, bă, dar de unde au știut că ai e toată? Alții au spus, băi, pentru că erau clienți. Foarte probabil, nu știu, nu zicem Biblie, dar Iisus știa ceva ce noi nu știm. De aceea El scria pe nisip cu degetul. Atât de înspăimântat era de radicalitatea lor. Oameni buni. George Whitfield. de ce mi-ai pus poza asta cu George Whitfield? Că n-am avut nicio... Ok. George Whitfield. Uh, atât de, de, clar era pentru el că Evanghelia este putere, în biografia sa spunea că atunci când vedea că nimic nu se întâmplă în adunarea publică din parcuri, că oamenii nu se manifestă, că nu se pocăiesc, se ducea să închidea 3-4 zile în camera lui unde era găzduit și plângea și a zis, Doamne, ce ai făcut, ce am făcut de ai îndepărtat harul de la mine. Și să te am și rugăciune pentru el era importantă manifestarea vizibilă a Duhului Dumnezeu. Și să spune că în Boston toate barurile s-au închis. Nu mai erau oameni în pușcării pentru că toți se pocăiau pe capăt. Vrei reformă? Vrei reformă? Marele reformator, nu este în vizorul nostru. Pentru că Evanghelia este privită ca o nebunie. Credeți că Dragnea s-ar putea pocăi? <laughs> Unii nu sunteți convinși. Unii ziceți că Anania, Doamne, păsta căuta să ne omoare. se poate. Se poate. Gândiți-vă un om în miezul păcătoșilor să-și întoarcă inima către Domnul. Domnul să vină unul acolo să-i nu-i spună ce îi să urează chiar și din partea pocăiților, să-i spună Evanghelia. Și el să spună, de azi înainte vom face altcumva. Oameni buni, ce este Evanghelia? Este predicarea crucii. Este predicarea crucii lui Hristos. Primul, primul punct pe care vreau să vi-l spun este că nu ești chemat să convingi. Vedeți? Pavel spune în capitolul 2 din 1 Corinteni, spune și învățătura de la versetul 4 și 5, și învățătura și provăduirea mea nu să te în vorbirele înduplecătoare ale înțelepciunii. mai spiti și pe mine dracu. Ajung la universitate teologică, unde am întâlnit oameni foarte citiți. Băi, eu nici pentru bag am citit atâta cât au citit aia din beletristică și mari filozofi ai lumii și îți dădeau și citate cu capitol și verset. Ce s-a întâmplat cu mine? Pentru că eu am fost gângav am fost un om care nu prea vorbea în coerent. Eram căcăit, așa se spunea, că mă c -c 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 -iam. Și când i-am văzut pe acești mari erudiți care când predicau, vă spun sincer, trebuia să am Biblia, dar mai mult dicționarul lângă. Pentru că cuvintele care le foloseau erau atât de elevate încât trebuia să mi explice cineva ca etiopianul, că nu înțelegeam. Nu Biblia, dicționarul. Și predicau așa de... Și dădeau așa de... Și am zis că nu mai are niciun sens. Eu acolo n-am cum să ajung, deci nici să mă strofoc. N-am făcut-o 12 ani de școală, dar apoi să o fac. după ce am terminat școala și am crezut că am terminat cu beletristica și cu tot felul de romane. E bine să citești. Slavă Domnului că ți-a dat creier și capacitate. Slavă Domnului. Dar vedeți? Dumnezeu a ales un vas slab ca să le facă de rușine pe cele tari. Mi-aduc aminte, eram în prima lună de credință și nu pot să uit că de acolo a început totul în viața mea. De atunci am început să predic Evanghelia. Stăteam cu Biblia și aveam timp personal. Eram în vacanță la, la bunici la țară și mă uit pe geam și văd cum intră pe poartă o verișoară de-a mea cu logoree, din asta excesivă. Deci când, când, când vorbea, trebuia să o dai pe, pe reloare, pe slow motion ca să prinzi. Era moldoveancă din boșan. Bă, dar ce repede vorbea și corect și gramatical, de -și. și de fiecare dată când mă întâlneam cu ea mă taxa. când nu așa, când nu, nu, nu cu doi de ei, când nu cu ei ca nevastă mea astăzi să nu fugi crezând că scap, că Dumnezeu îți trimite pe cine trebuie <laughs> și mi-aduc la aminte când am văzut om, am închis repede Biblia am și-am pus-o repede pe sobă era vară, am ascuns-o acolo și m-am pus repede în pat, am aprins televizorul și intră și primul lucru care îl vede a fost Biblia. Și prima întrebare după ce îmi zice salut este cine s-a pocăit? <răzări> și am stat și m-am gândit în momentul ăla, stăteam și mă uitam la, la ea și am zis, ce fac în momentul acesta? Îi zic, și dacă îi zic asta o să mă taxeze, la fiecare cuvânt greșit pe care am să-l rostesc și cu siguranță vor fi multe, sau mă facă plouă. Și a fost momentul crucial în care am ales să văd Evanghelia ca puterea lui Dumnezeu, care trebuie predicată. Vedeți, există o, o greșeală în viața multor credincioși și de aceea am zis apologetică. Noi credem că oamenii trebuie convinși. Evanghelia nu trebuie dată ca să-i convingi pe oameni. Evanghelia trebuie predicată. Și Duhul Sfânt este cel care convinge. Vei, vei da argumente unor intelectuali și ei vor putea rămâne la fel de atei ca înainte să le dai acel mesaj. Și am putut să văd pentru prima oară în viața mea diferența dintre cele două aspecte, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea omenească. Pentru că în momentul când mi-am deschis gura, am fost convins că n-am mai fost eu după primele trei fraze. Le-am exprimat... Nici acum când vă predic, nu cred că le-aș putea exprima cu așa claritate. Le-am exprimat cu așa claritate, cu așa uh, 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 fluență, cum pentru prima oară am putut vorbi, cred că o oră, două, fără să mă câcâi. Și din momentul acela, chestia asta s-a încheiat în viața mea. Nu definitiv. Se mai întâmplă când o iau și eu pe ulei. Știi? Adică, când cred că aș putea spune ceva fără ajutorul Domnului. Și încep atunci î, 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 și îmi dau seama că îmi bat cu zineții, întrepidează volanul și pun imediat pe avare și o trag pe dreapta și zic, Doamne, dă har că nu pot. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și vreau să spun că am vorbit două ore pentru că verișoara asta venise să lase ceva la bunică mea și să plece, că trebuia să plece într-un sat vecin pe jos și zice, tu acum, așa am zis, și na, cei care mă cunosc știu că nu prea reacționez în felul ăsta la femei, dar ea zice, tu acum vii cu mine și îmi spui tot. Și am zis, da, că nimeni cum să nu? <rătări> Nici cu nevastă mea nu fac așa ceva Dar atunci a fost Duhul Domnului. Deci, soțiilor, Duhul Domnului poate face minuni. Nu vă rugați că după aceea intrați pe manipulare. <gătări> no, dar am stat două ore și am început să-i vestesc Evanghelia și simțeam oameni buni. Simțeam că nu mai sunt doar cuvinte, ci este putere. Pentru că în cruce este putere. În predicarea cruce este putere. Oameni buni, eu aruncam sămânța și sămânța în ochii mei vedeam cum să-și viață. Nici nu o convingeam, spuneam fraze. Câți dintre voi, vreau să văd inimi și mâini sincere. câți dintre voi ați fost vreodată într-o biserică, la un mesaj în care, băi, nu s-a spus mari lucruri, dar s-a spus odată o frază și fraza aia a fost cheie și dintr-o dată s-a pornit ceva în viața ta? Vi s-a întâmplat? care ai Duhul Domnului! Care i Duhul Domnului! Mi-aduc aminte, eram într-un punct critic al vieții mele și uh, uh, am ascultat o poveste cu că s-a dus și-a muncit în Spania la căpșuni. Dar toată predica a fost despre asta. Și la final a încheiat cu o chestie de simplă de tot, care a generat în mine ceva. Duhul Domnului. Când ia sămânța care este a lui și când o pune în om, generează ceva. Au venit oameni la mine și au zis ce ai spus, m-a transformat radical și spun, eu știu clar că n-am făcut nimic, nu am convins. Vin oameni la mine și zic, ai știut, ai știut. Ce să știu, habar n -am. Au fost oameni, după ce am predicat, s-au dus la cei care au vorbit în săptămâna trecută și i-au convins. Băi, spun sincer că n-am vorbit cu nimic cu fane. Că tot ce predicase era despre ce vorbise ei cu o săptămână înainte. E Duhul Domnului. Când predici pe baza, zice, și învățătura și provizia mea nu stăteau în vorbire în duplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă Spune dovadă. dovadă. Dovadă dată de Duhul și de putere. De ce, oameni buni, avem nevoie de dovezi ale Duhului și de putere? Pentru ca credința voastră, versetul 5 din 1 Corinteni 2, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să-i convingi, ci tu trebuie să semeni. Punctul 2. Nu este, nu este un mesaj. Nu, trebuie să pricepe, nu este doar un mesaj. Trebuie să pricepeți că Evanghelia, când spui ceea ce s-a realizat la, la cruce și este simplu, când spui că Isus Hristos a murit în locul tău la cruce ca tu să fii mântuit. Și mântuit înseamnă nu doar salvat din iad, care e o veste grozavă. E o veste extraordinară. Că Isus îți spală păcatele. Dar să spui omului că nu va mai căra cu viața lui trecutul său, că Isus îi spală trecutul, tot în mântuire este. Să-i spui că Isus îl poate transforma să nu mai fie același om, indiferent de ce vârstă și câți ani a trecut prin viață. Să-i spui omului că dacă are o boală în Isaia 53, unde vorbește despre păcat, unde vorbește despre trecut, unde vorbește despre spălarea păcatului, vorbește și despre vindecare. Și să-i spui omului că dacă, mai ales cum am fost eu când stăteam în parc și am primit Evanghelia imediat după Revoluția din România, mă rog, lovitura de stat din România, am stat acolo, în parc. Și când mi s-a spus cine este bolnav să vină în față, auzisem deja Evanghelia, prezentase deja mesajul Evangheliei. Și m-am dus acolo pentru că eram tânăr și aveam o boală de care mi-era rușine. Era o chestiune, un secret de al meu. Părinții știau că nu mai am probleme de când eram copil. Dar crizele de inimă nu încetase. Ei nu, știam, ei nu mai știau că am criză de inimă din nou și din nou și din nou și din nou. Cădeam în genunchi, mă cârceam de durere, la 15, 16, 17 ani. Și nu spuneam pentru că știam că îmi vor interzice să mai merg să joc fotbal, să fac efort, pentru că mi se întâmplase cu altă boală. Foarte bun vicios a fost. Și m-am dus în față, oamenii aceia nici măcar n-au știut ce am. Și-au pus mâna și s-au rugat cu putere, A n-aveam ce să rugau, că ziceau și în engleză și știam foarte multă engleză pe vremea aceea. Sherry, sherry, lady, sherry, sherry, motion. Nu știu nu, when, să nu one nu, mai știți? Cam așa se cânta în engleză pe vremea mea. Și fără să știe ce am, fără să știu ce se roagă, dar știau că am și pentru boală, din vremea aceea, din ziua aceea am fost vindecat. Fără să se roage pentru eliberarea mea, care veneam, aveam legături din ocult, am fost eliberat. Cum să nu crezi? Cum să nu fie bazată credința pe puterea lui Dumnezeu când tu ai trăit-o când a fost predicată? Amin? Amin? Nu este doar un mesaj, este o putere. Luați acasă sămânță, piper, muștar, coriandru, luați acasă o sămânță. Din mica aia sămânță care este moartă, îți pare moartă, fără viață, punând-o, face o faci un arbore. Și te miri, wow! Dacă din punct de vedere natural este așa cum este cu Evanghelia. Evanghelia nu este despre noi, este despre cine este Hristos și ce a făcut Hristos pentru noi. Vedeți că în felul, mulți spune, nu, noi nu trebuie să predicăm ce a făcut Hristos despre noi. Este fals. Pentru că noi suntem oameni și doar așa pricepem. Ne-a spus, domnul, domnul ne-a zis, tu trebuie să știi că eu sunt suveran și eu te iubesc. Atât. zia amin. n am făcut așa. A zis, fiindcă atât de mult vă iubesc, am să vă dovedesc că vă iubesc. Nu credeți că e o dovadă extraordinară? să-l dea pe Dumnezeu, pe Fiul Său, l-a dat pe Dumnezeu să moară pentru noi. De ce? Ca să înțelegem că ne iubește. Nu este doar un mesaj. Nu este doar un mesaj. Punctul 3. Nu vreau să știu nimic altceva. Mie îmi place la, la Pavel. Tot în 1 Corinteni, capitolul 2, le spune nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și a răstinit. Oameni buni, dacă ne plictisim de Evanghelie, ne-am plictisit de prezența lui Dumnezeu. Vă dați seama, dacă citiți unul Corinteni, veți vedea dezastru din, din Corint, din biserica din... Veți vedea dezordinea, veți vedea păcatele, veți vedea și supranaturalul, veți vedea multe lucruri, multe învățăturile de acolo, dar le spune de la început, băi, eu am un mesaj, Pavel! Câți dintre voi considerați că la Pavel puteți să stai o săptămână cu gura deschisă să nu te plictisești de învățătură care ți le dea? Eu cred că e puțin o săptămână. Asta trei ani în EF și ei au plâns că l-au plecat. Omul avea ce da. Nu știu dacă ați fost în context în care cineva să spredice și să treacă ziua și noaptea și să nu-ți dai seama. Să nu-ți dai seama. Pentru că e putere acolo. Și Pavel putea să spună, fraților, am ce să Vreau să vă spun un lucru. Până nu auzi cum vorbește un evreu citit, nu știi ce înseamnă un rabin. Ăla te face praf. Clar că nu vreau să înțelegeți că eu sunt ca Pavel. Eu cred că Pavel era un orator extraordinar. Pavel avea o capacitate extraordinară. Pavel era un om citit, dar el în mod voit și conștient spune foarte clar că alege să nu predice baza pe înțelepciune și înduplecătoare. Pe o vorbire înduplecătoare a înțelepciunii omenești. Pentru că știa rezultatul. Vedeți, când predicăm Evanghelia, noi vrem să-i convingem pe oameni. Când mulți dintre voi, da, dar eu nu sunt evanghelist, poți să spui, Hristos a înviat. Oh, da. Mulți care spun, da, eu nu știu să spun Evanghelia, mamă, dar când vine să-ți comenteze politica, meciu. Oratorii scusiți. Ce este greu să spui un, să stai? E cel mai tragic cu oameni bune. Am, am consiliat pe cineva spunându-mi că șeful pe care îl are și așa mai departe îmi dădea anumite detalii și să aud că șeful care îl are de ani de zile de fapt era un prieten de-al meu, lider în biserică. Și habar avea că e pocăit. S-ar putea să fiți și unii dintre voi tot pe acolo. Ok, asta nu înseamnă bună ziua, am, am venit să-mi plătesc taxele. Dar să știți că Iisus Hristos a murit. Ok, nu fi prost. Dar folosește de orice oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă. Roagă-te Domnului ca El să-ți deschidă uși, să-ți ofere posibilități în care să predice Evanghelia. Mi-aduc aminte că am fost învățat să fac lucrurile acestea și am, am, am fost sănătos în, în direcția aceasta și în credință și la cap de a, de a nu convinge oameni cu Evanghelia, ci de a predica Evanghelia. Nu trebuie să-i convingi, e treaba Duhului Sfânt. Pe un pământ bun trebuie să arunci doar o sămânță. Și când vii acolo, wow, mi-aduc aminte, din greșeală mea am gropat din greșeală. Mă rog, n-am vrut să mănânc mărul, că la noi, la bunici, era o regulă. Dacă ai rupt mărul frumos, din mai ales copacii altoiți, dacă ai rupt mărul, trebuie să mănânci tot. Și mi-a plăcut, era acolo. N-am mai vrut răbdare să aștept când mi-a zis bunica, vezi că ăsta e măr tomnatic. Da? Numai toamna târziu se mănâncă, e copt. Și am luat mi-a făcut gura pungă. Da? L-am băgat în pământ și după câțiva ani de zile era un măr acolo. Nu știu cum ai ști că de obicei ies când sămânța e mare în face Domnul. Vă dau exemplu acesta că nici nu-ți dai seama unde vor putea ieși roadele semințelor Evangheliei pe care tu le dai. Nu știi când. M-au sunat colegi după 15 ani și să spună, Fănel, și acum ai țin minte ce spuneai și ăla stătea în spatele băncii mele. Nu știți în ce circunstanțe își va întoarce fața către Domnul pentru că tu ai aruncat sămânța. Fraților, în biserica punctul zero, nu vreau să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El Pentru că acolo este speranța voastră, acolo este tăria voastră, acolo este prezența și puterea lui Dumnezeu. Diavolul nu-i pasă de apologeți. Diavolului pasă de autoritatea numelui lui Isus Hristos. Și chiar și acolo unde nu este Hristos și crucea, și gândiți-vă, oamenii aceia care au venit și au exorcizat în numele lui Isus și al lui Pavel și au luat-o bine, fiul și ceva. Oamenii aceia vă garantez că știau Scriptura. Dar când nu-l ai pe Hristos și când nu îmbrățișezi crucea lui, nu poți merge mai departe. Vreau să închei cu cu această realitate, să, să, știți clar că întotdeauna Hristos s-a pus în centru în fiecare conversație. Samariteanca care scotea apă, Hristos s-a dus acolo și a zis Eu sunt apa vie, eu sunt apa vieții. Când ei vorbeau despre părinții care au mâncat man în pustiu, el vinea și spunea Eu sunt pâinea vieții. Întotdeauna Hristos s-a -a prezentat pe sine ca centru, ca oamenii să știe nimic altceva decât Isus Hristos. Isus Hristos. De aceea, un mesaj simplu în această dimineață, dar un mesaj plin de putere, că Isus Hristos nu s-a schimbat. Evrei 13 cu 8 spune, El este același ieri, azi și în veci. Am spus Diferitul, diferiților slujitori, zis frate, vreau ca oamenii care vor vedea slujirea mea și mă vor acuza de ceva, vreau să am capacitatea să deschid cele patru Evanghelii și să-i arăt așa. Domnul meu a făcut așa. Domnul meu a predicat așa. Domnul meu a acționat așa. Nu vreau să calc pe alte urme decât pe urmele lui Hristos.